s-au întâmplat? În primul rând vreau să mă prezint, sunt inginer. De la ce televiziune sunteți? Spuneți-ne ce s-a întâmplat și cum vă întrebăm. De la Antena, de la ProTV. Deci, în jurul orei 17, mă numesc inginer Ștefan Ciulea, lucrez la Agenția Națională de Zootehnie București, prin Oficiul Județean de Zootehnie Cluj, sunt în concediu de odihnă și ieri, în jurul orei 17, s-a declanșat urgia. A venit o vreme grea și a distrus tot, pagubă de milioane de euro aici. Două proprietăți mi-au distrus și aici sus am o grădină de legume bio-eco. Aici au distrus tot, au dus mașina, au distrus gardul, uitați, un hectar tot l-au distrus, tot casa, a intrat apa sub casa aici, plin de în bucătărie, în beci, peste tot, au dus lemne de foc de mii de lei. A crescut dintr-o dată apa? 5 metri. Era să mă ducă și pe mine, nu dura mult că mă ducea și pe mine. O vită pe mare? 5 metri. Ați avea apa? Da, aici, uitați-vă, păi, dar cât gardul a fost, peste gardul. Ori dacă o rup gardul, uitați ce gard. Deci... Și cum v-ați reușit să vă salvați? Am urcat pe scări și ne-am salvat de asta. Apa curge și acum prin curtea casei, nu? Aici există, e un hectar de până, uitați, până acolo în spate. Deci a fost proprietate. Dar apa acum nu pe ce curge normal, nu? Apa curge pe partea cealaltă, dar nu s-au făcut diguri de protecție. Asta e practic cheia. Uitați acolo, dacă dig de protecție și-o salvat arul ăla, portocaliu, l-o salvat. Dacă nu era dig, îl ducea și arul. O dus, începând de la primărie, o lua mașinile. Ce-o fost pe drum, le-o lua și le-o băgat în... Da. Mulțumim. Hai să ne arătați un pic. Unde e aici? Să filmați, aici. Uitați, nu... Și nu veniți cei de la Iisus, uitați-i aici, uitați-i. Filmați aici, să le vedeți, bucătăria de vară, uitați cum e. De un metru. Pădurile, au distrus, tot, au dus pădurea și au distrus, practic, toată comuna asta e. Da. Am avut... Ieri, la, în jurul orei 15-16, a venit o viitură mare și la un moment dat m-am fugit din curte în casă și am urcat la nivelul 2. N-am mai reușit să salvez nimica. Construcția este măturată, găini, iepuri, câinii. Tot ce am avut în gospodărie până acolo la fasole pe distanța de 20 de metri a fost măturat și a făcut, cum se vede, una cu pământ. Ați avut construcție acolo? Da, o construcție de 12-6. Cât de mare a fost apa? Nu, nimic, uite-i stâlpul ăla, numai stâlpul ăla, dar după... Atât. Nu, acum animalele? Nimic, nici câine, nici, absolut nimic. Cât de mare a fost apa? În jur, la un metru acolo a fost și 3 metri. În partea de după casa. Va veni viitura, s-a dus încolo, spre livada aia altă. Mașini le-a dus, le-a luat autovehicole, tren. Una este Duba de acolo, una un jeep în jos, aia Corso care a găsat după salcea aia acolo. Trei autocurii. Și văd că v-a adus la curte. Una a dus, a venit una din amonte. Și mai veni, uite aia la alta, iară, au venit vreo trei. Care a trecut pe aici. Cât de mare a fost apa aici în casă? În casă la nivel ăla. Deasupra de mambriuri, nu? Da. Deci aici a fost cam la nivelul ăsta. Să auzau lemnele cum iubesc în casă. Emoții am avut pe aici. Dacă nu venea ăsta, casa nu mai era, a început deja la... Se distrugă colțul din stânga. Și a venit nu cu ăsta și obstacol, a dirijat apa în dreapta și în stânga și
Aici au bolivade, erau puf, nu mai este numai părul ăla și în bombări. Asta s-a oprit și eu, un obstacol bun. Nu mai e cum.